Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, acum reușesc să fac un film mai de calitate. Am făcut un mic filmuleț acolo pe Facebook, dar acolo se cam pierd filmele de obicei, așa că voi reveni cu o filmare pentru YouTube. Și ce vreau să vă prezint este topitorul meu de ceară. Hai să începem cu rezultatul, că acum e seară, s-a cam terminat, adică s-a terminat cu ziua de azi de lucru. Aici avem rezultatul, adică, ia să scoatem afară, putem să-l scoatem, nu e o problemă. Iată ce frumos! Nu știu dacă e chiar răcit, încă e fierbinte. Știu că iese din tavă. Dacă nu iese din tavă, oricum e. Să văd dacă curge ceva din. Nu, e ceară curată. Iată ce fain! Ce fain! O să iasă din tavă, dar încă nu e răcit. E superb. Ăstea nu prea e nevoie de el, le-am pus eu așa de frumusețe, dar le voi îndepărta. Ia să scoatem. Aici ce am făcut eu, ramele astea au fost puse doar pentru, să zicem așa, au fost puse pentru suport. Aceasta este ceară de căpăceală. E și are o greutate frumoasă. Ramele au fost puse pentru suport. Și acum se vede mai bine cam în ce constă acest topitor solar. Deci, baza e făcută din patru scânduri și un fund de PFL din acela. După care am pus polistiren, iată aici se vede, e un polistiren de 5 pe toată suprafața în care se vede tabla, iată așa. Și deasupra tablă prinsă, aici este îndoită ca să aibă un loc bun. Aici am îndoit un pic, se taie un pic tabla, se îndoaie, e foarte ușor de făcut. Și ce pot să spun, în cap două rame. Am făcut după dimensiunea sticlei, am să vă arăt. Sticla este o fereastră. Asta e o fereastră, se vede. E geam aici și se potrivește perfect aici deasupra. Perfect, perfect. Și așa funcționează. Eu voi curăța mâine dimineața astea. S-a întărit și acum, da? Acesta e rezultatul de la ce rămâne. Nu mai rămâne nimic. Nu mai rămâne niciun strop de ceară aici. E lipit, o să-l râc eu, da? Ce-mi place foarte mult e ceara aia. Să vedem dacă pot să o scot. Pun un pic de pauză. Am reușit să o scot. Iată ce bine arată. Foarte fain. Foarte fain. După o zi călduroasă am obținut un calup de ceară foarte, foarte frumos. Și fără a investi nici un pic de energie, adică totul a venit pe cale naturală. Atâta ceară am obținut eu dintr-o, să zicem așa, din căpăceală, dintr-o căpăceală ce am avut eu de căpăcit anul acesta, nu foarte mult. Bun, iată că se poate obține și cu minimum de investiție, calitate foarte bună. Ceara asta
vedem ce vom face. O ducem la schimb. E de o calitate foarte bună. Numai bine până data viitoare.